Aproape jumătate din parcul auto din județul Giurgiu este format din autoturisme înmatriculate în Bulgaria. Potrivit serviciului rutier Giurgiu, în anul 2014, în aproximativ 13% din accidentele rutiere produse pe raza județului au fost implicate mașini cu numere bulgărești. Parlamentarii români consideră că o schimbare a legislației ar fi benefică și ar scădea numărul accidentelor grave în care sunt implicate aceste autoturisme, multe dintre ele cu probleme din punct de vedere tehnic. În anul 2014, pe raza județului Giurgiu au fost înregistrate 36 de accidente rutiere, soldate cu 4 persoane decedate și 48 de persoane vătămate corporal. Aceste accidente au fost provocate de autoturisme înmatriculate în Republica Bulgaria. În cazul unui accident rutier în care este implicată o mașină înmatriculată în Bulgaria, procedura de lucru nu difere de cea în care în accident este vorba de o mașină cu numere românești. Printr-un proiect de lege, mai mulți deputați vor ca mașinile înmatriculate în Bulgaria să nu circule mai mult de 3 luni în România. Unul din motivele invocate este că varianta înmatriculării în țara vecină contribuie la utilizarea unor mașini cu stare tehnică precară, care reprezintă un pericol pentru ceilalți șoferi. Alte țări europene au rezolvat această problemă și obligă prin lege pe șoferi să-și înscrie mașinile după 3 luni de la intrarea în țară.